Ne pregătim de marea împodobire a bradului, dar înainte de toate, Mira trebuie să termine de adunat confetiul de pe jos. Asta este activitatea ei din această zi, pentru că doar ce le strânsesem eu cu papii și a zis: mami, pot să fac din nou dezastru, promit că strâng singură. Și acum se ține de promisiune. Cam asta se întâmplă la noi în casă și abia aștept să facem bradul. Tu, mami? Da. Da. Da, de 3 zile tot zice: mami, hai să facem bradul, hai să facem bradul. Astăzi este ziua cea mare, ziua în care punem și noi bradul. De fapt, bradul e pus, dar îl decorăm și îl împodobim și îl facem frumos. Vedem ce o să ne iasă. Bine? De aici am luat, că era Da, uite, de aici a scos confetiul. Cred că mai avem ren fetiță. Vrei să-ți aduc cordeluța cu ren fetiță? E un ren cu o fundiță aici în față. Gata! Și eu sunt pregătită să împodobesc bradul. Tu ești gata? Da! Am papir? E când am împodobesc bradul și tu? Da, le împodobim toți trei. Adică different pijama. Da. Pijamaua mea cu Moș Crăciun în vacanță, o an de anul trecut. Ce? Sperăm că ăștia o să fim noi în ianuarie, fix așa ca moșul ăsta. Mami, ce face moșul ăsta? Moșul e la mare, nu vezi? De ce face? Palmieri, se relaxează, e în vacanță. Și ce face santul ăsta? A luat o pauză, e un Santa cool, cu ochelari de soare. Cam șifonată pijamaua mea. Nimic. Nu-i nimic? Unde e? Mă duc să aduc cordeluța. Nu, eu o să stau cu ei. Tu o să stai cu ei? Bine. Acum eu o să aștept cum vine, o să pun aurola. Și am găsit aurola. E amuzant? Am găsit 3 cordeluțe, dar n-am găsit-o pe cea cu ren și fundița. E una la fel ca a mea, e fix la fel. Mai e una așa cu Moș Crăciun sau asta din Japonia, care face și clopoței, clopoței, la 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 la. Asta nu e moșul, asta e moșul fetiță. Ai Crăciunița? Da, moșul fetiță. Ia, hai să vedem care ți se potrivește. Asta, cred că asta mi-e prost. Eu cred că asta, ia vină încoace. Hai că punem așa și după aceea mergem să luăm peria. Nu! Uite. E așa? E bine? Îți place? Ba da. Gata? Avem cordeluțe? A să pun... 2? 1, 2? Ren dublu. Ste. Double reindeer. În față e mai bine. Așa? Double reindeer? Se gândi Mira. Double reindeer. Gata, acum chiar suntem pregătite să ne apucăm de împodobit. Mira mi-a și adus globurile aici, le-a adus pe cele aurii și eu încă suntem în dubii ce să facem, dacă să facem bradul roz cu auriu și argintiu sau roz cu auriu și alb. Inițial spusesem roz cu auriu și alb și cred că așa o să rămână, nu? Nu, roz, auriu... Mira s-a sucit. Vrea? Ce vrei? Roz, alb, așa. Auriu, argintiu. Da, Mira vrea 4 culori acum. Dar înainte de toate, hai să punem instalația și să aprindem bradul. Da! Uitați cât de frumos arată deja. Papi zice că nici nu ne mai trebuie globulețe pentru că arată într-un mare fel și cred că ne-am hotărât să mai luăm un brad absolut la fel și pentru la voleni. Ne place și mărimea, înălțimea și cât e de gras, cât e de bogat. E perfect. E bradul perfect, n-am ce să zic. O să-l căutăm, sperăm să-l mai găsim și să-l putem comanda, să ne-l putem lua, că ne-l dorim tare mult. Ni s-a pus pata pe bradul ăsta. E bradul ideal pentru noi. Hai să aduc globulețele, nu? Da. Roz, auriu și alb rămâne și ne apucăm de... Zi, ce facem? De împodobit bradul. De împodobit bradul, da. Asta facem. Hai, vii cu mine să aduc toate cutiile? Da. Ce de mai sunt, mami? Hai să vedem. Astea sunt cele roz, o cutie plină de globuri roz. Opa, căr! Astea sunt preferatele Mirei.
Și aici mai avem și albe. Albe. Și asta cu unicorn. Nu știu de ce este asta cu popcorn. Opa, așa. Să vedem pe unde le punem pe astea. Nu folosim toate globurile albe, pentru că trebuie să păstrăm câteva și pentru la volen, Mira, da? Da. Să ținem minte. Rozile folosim da. Pe toate? Le folosim pe toate cele roz. O să fie în principiu un brad roz cu auriu și mici accente de alb pe aici pe colo. Cam asta ar fi pe scurt, nu-i așa? Da. Cred că putem să ne apucăm de treabă. Dashing through the snow. In a one horse open sleigh. All the fields we go. Uite cât e de frumos și ăsta. Oh. Îți place? Da, eu să-l pun aici. O, stai că ăsta are etichete. Ia-l pe ăsta mic. Da, voi am ăla. Atunci așteaptă să-i rupă eticheta. Ce-l dai mie. Gata, ia. Stai puțin. Trebuie să, să vedem unde le pune pe cele mari. Cele mari trebuie să... Uite, de exemplu, ăsta. Cât de frumos e. Ai putea să-l muți pe ăsta. Și să-l pui undeva pe partea cealaltă. Unde sunt găuri mari, așa, o să punem globuri mai mari. Aici, am pus unul aici, să punem globuri mari și pe partea asta, ca să fie cât de cât o simetrie. Și globurile aduse din Japonia sunt din sticlă, nu sunt din plastic. Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Preferate, sunt preferatele tale, vină la mine. Da. Aproape am terminat. Mai avem un pic de pus. Nu vrem nici să punem foarte multe. Eu zic că arată din ce în ce mai bine. Chiar mai un pic și vine Moș Crăciun. Ți-e bine să crezi? Da, da, mami. Da, iubita. Putem să împodobim și sus? Păi da, o să te mai ajut eu. Ai văzut, iau în brațe și le mai pui. Da. Da, mai trebuie să punem în spate, că în spate nu am pus suficiente și e cam gol acolo. Să vedem aici, ar mai fi un spațiu gol. Ușurel, ușurel, arată din ce în ce mai bine. Nu-mi place când globurile târnă pe creanga de jos. I like it. Atunci le păstrăm, dacă vă place. Mm-hmm. 2 contra 1. Trebuie să pun mai în spate. Ca să avem efectul ăla de 3D. Oricum, bradul ăsta e foarte, da, foarte gras. Ia stai că nu mă descurc, renule, ci pute mai în spate. Eu nici nu mă descurc, nici eu nu mă descurc. Atunci nu te descurci, iubita mea. Ce? Gata, m-am descurcat. Te descurcat? I'm gonna hang them. Pune și aici, mai în spate, uite aici, în spate, în spate. Poți aici. Vezi, asta se întâmplă cu globurile care atârnă, cad mereu. Hey, I'm gonna hang it. Uite, îl pun aici. Eu îl pun eu la unul. Hai, pune-l tu. Îl spun la aici. Pune-l ăsta mai sus. Pune-l tu acolo. Îl pun aici sus. Cade! Cade, păi trebuie să apeși mai tare. E un fel de umeraș, ai văzut? Da. I'm hugging it, then it's staying. Bravo! Ia să vadă, mami. Ah, bravo! Așa trebuie să punem și în spate. Vreau să pun eu. Stai că Reni îi pun cumva matematic. Vreau să... E calculată toată treaba. E unul acolo, unul acolo, să fie direct proporțional. Matematic? Da. Ea a scot Christmas trees matematic. Pomul de Crăciun e matematic. Da, bine că nu-i luare în lucru ăsta. Trebuie să fie aici. Pune-l unde vrei să... Vreau să le pun pe amândouă. Renul meu matematic. Bine, ia-l. Stai, să duc eu un renul matematic. Unde era? Aici, dar cred că ăla e ultimul. Dar e ok, poți să-l iei. Eu o să iau o steluță.
A, mai e încă unul, bravo. Ali, e tot tu? Bine. Atunci eu o să iau steluțele. Unicornii păstrăm pentru la Valentin. Da, mami, păstrăm. Nu se lăsă aici. Steluțe e ea că-i preferat. Că nu e bine. Ce nu e bine? Ce nu e bine? Nu știu, din ce am pus eu. Nu-mi place ceva. Am o steluță acolo, l-am pus taros aici. Trebuie să mă uit mai din depărtare. Deci avem o steluță acolo, una acolo. Asta este în plus. Vreau să merg. Cum poți sta aici? Sus. Stai că mami face matematică. Și imediat ia mami în brațe. Stai să văd unde pun pe ăsta roz. Mami și matematică. Păi nu e nici un număr aici. Nici un număr aici? Și nu pot să fac matematică fără numere? Da. Nu prea merge? 2 plus 1 3. Bravo. 2 plus 1. Hai să văd unde îl pui tu pe ăsta, unde vrei. Sus. 1, 2, 3. Stai, gata. Eu vreau aici. Imine. Mai sus, mai sus, mai sus, mai sus. Opa, hai. Mai sus, mami, sus. Mai sus. Așa. Doamne, ce grea ești. Ăla e un glob foarte vechi, mami, de când eram eu mică. Nu știu. I like it. Foarte, foarte. I like the shape. Pere. Da, chiar că seamănă cu o pară. Și seamănă ca o avocado și o pară. Pere. E din ce în ce mai plin și nu prea mai avem pe unde să le punem. Eu chiar cred că ne apropiem de final, dar Mira nu vrea să terminăm. Vrea să stăm aici până mâine și să punem globulețe. Da, până mâine vrea. Până mâine, nu-i așa? Da, să stăm până facem mâine. Plin, plin, să nu se mai It's vadă cam plin already. Da, e foarte, nu mai ai unde să pui. Eu zic că e gata. Maybe a small one. Here? Da, mai sunt doar câteva goluri, mici goluri, să mai ridic eu crengile, s-au mai plăștit pe aici, pe acolo. Mami! Bravo! Da, e bine. Ok, e bine? E bine. E foarte bine. E frumos, nu? Combinația asta. Vino, papi! Da, what? Vino aici să vezi unde îl pun. Landing bag. Da, acolo e perfect. Trebuie să-l pun. A bit deeper, da, so that it's not gonna fall. Opa. Opa, a căzut de smalt. Nu, nu vreau. Atunci cu Santa. Nu, că Santa se face supărat. Nu cred că se supără Santa, o să râdă. Nu, hai că nu se uită Santa la vlogurile noastre, nu o să știe. Bă, da, dar se uită de acolo. Nu cred că se uită de acolo. Bă, dar poate. Crezi că are internet să intre acolo să vadă vlogurile noastre? Nu, nu are, dar poate să vadă acum. Crezi că se uită la noi acum? Da, că poate. Eu zic să cânti, să te duci aproape de papi și să cânti, că nu aude. Jingle bells, jingle bells, Batman smells. Jingle bells, jingle bells, papi smells. Da, asta era variantă. Jingle bells, jingle bells, mami smells. Era așa, jingle bells, puppy smells, la 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 la. Mami, bradul nostru e oficial gata. Nu e gata. Da, da, e gata. Mai da. Nu mai fac. Să știi. Unde mai pui, mami, că nu mai avem unde să punem. Da, da. Serios că e prea plin. Eu pun. Dacă mă mai uit așa un pic. Oficial, brăduțul nostru este gata și suntem foarte mulțumiți de rezultat. Îmi place cum dă fără pangliș, fără beteală. Este pentru prima dată când îl facem așa și n-a fost o idee rea. Este un brad simplu, în trei culori și vă spun sincer că bradul în sine face absolut tot. Pentru că este un brad plin, n-a fost nici scump, a fost doar 270 de lei. Bradul și luminile. Lumina este din nou foarte importantă atunci când împodobești bradul și de data asta am nimerit lumina perfectă. Taiga zicea că ar trebui să mergem să ne mai luăm două cutii de rezervă, să le avem acolo pentru anii următori, pentru că nu se știe cum se arde sau cum se întâmplă ceva, să avem și depus prin casă. A venit momentul să faci nene. A, eu sunt un alt brad mic. Ești un brad mic? Da. Un brad mic și tare cochet. Uite.
și o să-l împodobesc doar cu alb. De ce? Nu stă. Bun. A fost amuzant, nu? Să împodobim brăduțul. Gata. A, stă, stă. Chiar a fost amuzant. Ia, tarțete așa. Mutăm bradul un pic. Mai avem un brad de împodobit la vălene și pregătită? Opa. Opa. A căzut bradul. A căzut globul, nu bradul. Da, da, da. Ce le spui? Noapte bună! Am și terminat de strâns pe aici. Bradul arată minunat în background. L-aș ține tot anul, dacă s-ar putea. Îmi place atmosfera asta cu un brăduț în casă. Sunt toată un zâmbet de când l-am împodobit. Și înainte de a mă băga la somn, vreau să vă arăt toate nebuniile pe care mi le-a adus taiga din Japonia. Toate astea au legătură cu Crăciunul. Nu vi le-am arătat atunci pe loc, pentru că am zis că o să ne băgăm nasul prin ele acum. Adevărul e că nici eu nu mai știu exact ce e aici, că m-am uitat la ele fugitiv, le-am pus în cutie și am zis lasă că le luăm la mână mai târziu, le sortez atunci. Și începem cu începutul, care nici nu știu. Uite, aici erau măștile mele, cât le-am căutat. Mi-a adus măști cu Crăciun pentru mine și Mira, să ne asortăm și le-am căutat o grămadă, nu știam unde le-am pus și se pare că le pusesem în cutia asta. Avem un model așa cu Moș Crăciun și Om de Zăpadă, două bucăți, una mare pentru mami și una mică pentru Mira. Mai avem un alt tip de mască, de data asta doar cu brăduț și Om de Zăpadă, pe verde. Asta albastră e doar pentru Mira, pentru că taiga a zis că nu a găsit și pentru adulți, dar ultima, dar nu cea din urmă, este și preferata mea. Ia uite cât de simpatică e, îmi place culoarea, l-avem pe Moș și pe Rudolf și cadouri și o să mă asortez cu Mira. Astea rămân aici, de acum încolo o să mă vedeți doar cu mască de Crăciun. Avem și un elastic pentru păr. Majoritatea produselor din această cutie sunt luate de la magazinul 100 de ieni, exceptând măștile. Am văzut la cineva mască cu Crăciun pe Insta Story, la cineva care stă în Tokyo și am zis, taiga, trebuie să-mi cauți măști cu Crăciun, cu Moș Crăciun, cu Santa, cu Rudolf, cu oricine. Și băiatul meu a găsit online, mi-a comandat așa pe ultima 100 de metri, nu era sigur dacă vor ajunge la timp sau nu, dar se pare că norocul a fost de partea mea. Ia uite! Ce elastic fain, cred că ceva de genul găsim și noi la Jumbo. Sunt sigură că am văzut și la Jumbo ceva de genul. O să ne-l pun pe mână. De acum o să fie o crăciuniță. În această cutie cred că sunt stickere, multe stickere care mă vor ajuta, zic eu, și pentru felicitări. An de an îmi iau stickere, îmi plac stickerele la nebunie, știți că am nebunia asta și am transmis nebunia mai departe, pentru că și Mirei îi plac foarte mult stickerele și se joacă cu ele. Avem o variantă așa, cred că mai bine vă arăt spatele ca să vedeți fiecare model în parte. Sunt 70 de stickere în total și să vă mai spun o dată, asta dacă nu știți cât înseamnă 100 de ieni, e bine, 100 de ieni înseamnă 4 lei. Deci fiecare produs în parte din această cutie a costat 4 lei bucata. Sticăre, două la fel, mi-a luat mai multe, înseamnă că am 140 acolo. Astea sunt semi-transparente, știu că mi-am luat și anul trecut ceva similar. Din nou v-am arătat fața și trebuia să vă arăt spatele ca să vedeți modelele. Nu văd exact ce avem aici, cred că avem un ren, avem... Ăsta e un moș? Nu, nu e un moș. Scrie Merry Christmas. Ok, s-ar putea să am nevoie de ochelari. Dar cred că o să le vedem noi mult mai bine după ce le desfacem și le punem pe toate așa pe masă. Uite și aici... Sunt sticăre cu animale, avem, ce avem, un purceluș, o pisică și la fel sunt 70 de sticăre, 14 din fiecare, 5 modele, nu, nu e bine, 14 modele, 5 din fiecare, așa, era pe invers, opa, nu, tot, nu vi le arăt bine, uite. Astea cred că sunt preferatele mele de până acum, cu animăluțe. Dacă țin eu bine minte, și anul trecut ne-am folosit de stickere când am făcut felicitări și dacă nu ne-am folosit de ele, ne-am folosit sigur pentru a sigila plicul. Ok, mi-am luat o grămadă de stickere, am și pentru la anul și pentru peste 2 ani. Ăsta e la fel ca cel de mai devreme, nu are sens să vi-l mai arăt. Astea sunt tot semi-transparente și nu au treabă cu Crăciunul. Scrie Arigato gozaimasu și diferite lucruri în kanji. Hai să vi le arăt. Uite, astea sunt.
Mai departe, Moș Crăciun, Moș Crăciun, aloha Moș Crăciun, Moș Crăciun în vacanță. Stickerele astea se asortează cu pijamaua mea de acum. Ia uite cât e de simpatic moșul aici. Ia, s-a focusat, s-a focusat. Moș Crăciun la mare. Moș Crăciun după ce s-a terminat luna decembrie. Asta face el, se duce și stă o lună la mare, se duce undeva prin Maldive, Hawaii, cine știe ce alte locuri exotice. Ah, ai găsit stickere cu Sakura! Serios că mai aveau stickere cu Sakura acum? Uite că pe astea nu le văzusem și sunt și petale de Sakura. Ai două tipuri de Sakura, trei dimensiuni diferite, plus petale, petale mici, petale mai mari. Asta să vă arăt ca să înțelegeți despre ce vorbesc. Astea sunt cele trei tipuri, nu, am zis două tipuri de Sakura, trei dimensiuni și astea sunt petalele. Vai, astea sunt minunate și sclipesc așa frumos. Uh-huh. Am primit stickere, avem și stickere cu Shiba Inu. Shiba Inu în diferite ipostaze, Shiba Inu în kimono, ia uite. Și asta e simpatic tare. Așa, mai avem un Moș Crăciun în vacanță, tot ăla de mai devreme, Moș Crăciun după ce și-a terminat misiunea și, ia, astea ce sunt? Astea sunt pentru sigiliu, pentru a sigila plicurile cu Merry Christmas, reni și globulețe sau, astea sunt tot cu Crăciun, am crezut că sunt cu thank you, dar nu, sunt un fel de fundiță sigiliu. Ceva de genul spun și în magazin atunci când cumperi ceva și rost să ți împacheteze, ți împachetează, uite, fix așa și sigilează cu un sticker de genul. Fie cu thank you, fie cu happy birthday, fie cu Merry Christmas. Și cred că am terminat cu stickerele, dar asta să nu fac dezastru, să le sortez cumva. Iubitul meu calcă, am cel mai minunat soț din univers. Cel mai minunat. Poftim? Nu un cap. Hmm? Nu. Avem un munte de haine și ăsta e motivul pentru care se apucă de călcat. Mulțumesc, iubitule, v-am zis că încă n-am terminat cu hainele. Spălăm și spălăm și iar spălăm așa pe repeat, încă avem un munte de haine. O să mai punem pe Shop My Closet, dar v-am zis că nu mai promit nimic pentru că nu știu când o să mai apuc. Sper să mai apucăm o serie anul ăsta și restul să fie la anul, dar astea sunt hainele, dar avem și geaca mirei aici, avem și un prosop. Sunt mai multe. Cred că acel covor de la Jumbo nu trebuie călcat, cel cu ho-ho-ho. E șifonat. E șifonat? Mie să nu se lipească, că e poliester, cred. Da. Ia de lângă acest, să mă uit un pic la el. V-am zis că îl bag direct la spălat, chiar l-am băgat direct la spălat. A ieșit mirosul din el, dar nu știu dacă merge călcat sau nu. E 60% bumbac, 40% microfibră. Ar trebui să fie ok, cred că poți să-l calci dacă vrei tu, dar nu știu pe ce parte să-l calci. Nu vreau. Nu vrei? Atunci lasă-l așa că e ok. Asta e ușor, a? Nici haina mirei nu trebuie călcată, pe aia o pun, nu, haina de blană, pe aia o pun direct pe umeraj. Cred că e ok, o să-și ia aia forma unde îl pun. Pe domnul ho-ho-ho, uite aici, am zis că trebuie să le organizez, să nu fac dezastru, ca să-mi fie mai greu mai târziu. Și am mai dat peste niște sticăre. Dacă mai auziți din când în când cât un ti-ti-ti, e mașina de călcat. Ca să știți ce se întâmplă la noi în casă. Bine, am mai arătat și pastea, ca să organizăm. Astea sunt câteva decorațiuni. Iote, un om de zăpadă, făcut din beteală. Iote, nu știu unde îl punem. Vedem unde zice Mira că vrea să fie pus. Cred că aș putea să lipesc cu dublu adeziv undeva pe perete și după aceea să-l dau jos. A adus Taiga din Japonia dublu adeziv mai light, ceva care să nu strice peretele. Ok, suntem noi și mașina de călcat. Mai avem o altă decorațiune, la fel ca cea de mai devreme, doar că de data asta este un brăduț. Tot așa de pus pe undeva, dar nu știm exact unde. Vreau să le scot, să scot absolut tot ce mai avem de decorat, ca să terminăm și cu dulapul din spate, să terminăm cu sufrageria, pentru că peste 3 zile, 2 zile, cred că 2 zile au mai rămas, avem Secret Santa Party și trebuie să termin cu totul. Încă n-am pus la cale ce o să gătesc, ce o să pregătesc, știu mare ce o să pregătesc de dulce, dar ca și mâncare nu știu. Dacă
nu apuc să fac un research. Adevărul e că nu m-aș risca să încerc să fac ceva nou, pentru că dacă nu-mi iese, ce fac? Mă chinui toată ziua și după aceea la sfârșit să trebuiască să comand. Aș pregăti ceva ce știu că mi iese, cum ar fi chili cu carne sau ceva ce știu că e iubit de toată lumea și pot face două variante la chili cu carne. Pot face și varianta picantă, pot face și varianta normală și după aceea cu Mira o să bucătărim la fel ce știm că ne iese. Am fi vrut să încercăm să facem biscuiți pentru a avea o activitate, dar vedem ce o să se mai întâmple și dacă o să ne avântăm atât de departe sau nu. E suficient că am zis că facem cozonaci și i-am zis mamei că vreau să o ajut să facă cozonaci, dar vreau să testez înainte să văd dacă mi iese sau nu, așa că o să avem o zi în care ne vom dedica făcutului de cozonaci. Să ne urați mult noroc, Mira e fericită cât timp stăm în bucătărie sau gătim sau facem orice împreună, e de ea. Vi mai arăt odată pe urâții ăștia doi, nu sunt urâți, sunt chiar simpatici. Simpatici rău. Ok, ar fi trebuit să-mi iau și un sac de gunoi lângă mine pentru ambalaje, dar le pun așa, le sortăm cumva. Astea sunt pentru anul nou. Uite, sunt făcute din bambus și le pui la aperitive. Pentru anul nou, nu mă așteptam că avem și pentru anul nou. Au, un clopot! De fapt, un guler cu un clopot. Ia. Asta e pentru Mira. Pentru mine s-ar putea să fie mic sau poate nu. Ia să testăm, să testăm. Chiar că ai luat tot ce aveau acolo de Crăciun? Da. S-a dus taiga la 100. Da, e prea mic pentru mine sau nu? A, trebuie să desfac fundița și după aceea să pun așa la gât. Da, e mai repede pentru Mira decât pentru mine. Nu e așa? Da, cam da. Da, e simpatic. Sticăre pentru geam cu Mickey Mouse și Disney de Crăciun. Asta le lăsăm separat-o pentru Mira. Uite aici jos. Două clămuțe. Ai, și astea sunt frumoase tare și de astea uitasem. Și am mai văzut ceva acolo, da, ajungem la toate. Ia să vedem. Iute! Stai că eu mi-o puneam direct în păr. O fundiță și coarne de ren. Și mai avem încă una, doar cu o fundiță. Așa. E că nu le scot de aici, dar ar fi una pentru mine și una pentru Mira. Și știu sigur care e clama pe care Mira o să o aleagă. Ei bine, asta o să fie pentru ea și asta e pentru mine. Ia că mâine chiar o pun să aleagă și să vedeți că așa o să fie cum am zis eu. Șervețele cu Mickey de Crăciun. Merry Christmas! Era să zic and a Happy New Year, dar nu scrie and a Happy New Year. Mai punem și de la noi. A, farfurii din hârtie cu Merry Christmas și astea sunt faine și pot fi folosite la petrecere, mai ales atunci când ai mulți oameni în vizită, dacă folosești farfurii de hârtie, te-ai scos că nu mai ai de spălat. Câte sunt aici? Sunt 6 bucăți cu 6 bucăți. Acum am cumpărat farfurii de la Jumbo, o să le folosesc pe cele de la Jumbo. Uite și niște ochelari. A, ne-a luat papi două gulere, unul verde și unul roșu. Stați că eu văd în avans, vorbesc din viitor, vi-l arăt imediat și pe cel verde. Acum să trecem la acești ochelari. Hai că sunt simpatică, nu? Mai țin un pic? Sau nu mai ai? Da, nu ai cumpărat asta. Nici nu știe taiga ce a cumpărat. Cred că nu mai are nimeni în serios cu ochelarii ăștia. Nu se pot focusa asupra produselor. Și ăsta este gulerul verde, vedeți? Verde și roșu. Verde și roșu. Ce drăguț. Mai multe sticăre pentru geam, pentru Mira. Iubește să pună sticăre pe geam, făcea asta încă de când era mică. Ăsta este un calendar pentru anul 2021 cu prințese și cred că este pentru Mira. E pentru Mira sau e pentru mine? Cred că este de la Baba Cean sau e tot de la magazinul 100 de ei? Nu, asta nu cred că e. Da, e de la Baba Cean, ce am recunoscut, pentru că în fiecare an îi iau un calendar de genul. Astea sunt pentru perete, cu Mickey și Minnie. Pam, 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 cu toată gașca care se distrează de Crăciun. O să le punem în spate. Avem și două platouri în formă de brăduț cu Happy Christmas. Două sunt? Nu, sunt 6, că sunt 3 aici. Și 3 aici, sunt la fel, nu? Eu n-am apucat să le văd, da, sunt la fel. Sunt absolut la fel, 6 platouri. Astăzi bune pentru prăjituri, pentru biscuiți, vedeți? Acum trebuie să fac biscuiți. A, și mai avem platouri
De fapt, da, pot spune că sunt mini farfurii, nu sunt platouri, sunt farfurii cu moși Crăciun, 4x4. Și astea simpatice. Cu moșul. A, și mai multe stickere pentru perete. Uite așa. Sunt la fel ca cele de mai devreme. Unde punem noi stickerele astea? Platourile merg aici la farfurii. A, mai e o cutie cu ceva aici. A, origami cu Crăciun! Origami cu diferite modele de Crăciun. Ia uite ce de mai sunt. Opa, era să le dau pe jos. Uite aici. Vedeți ceva oare? Da, în interiorul unui pachet de origami ai 4 modele. Vedeți? Și aici vedeți modelele? Oare vedeți? Înțelegeți ceva din ele? Oricum, și pe astea le folosim tot la felicitări, așa că dacă nu le-ați văzut prea bine astăzi, o să le vedeți mai bine atunci. Am întârziat puțin cu felicitările, pentru că trebuia deja să fi avut o serie pregătită, dar n-am apucat să fac mare lucru. De fapt, n-am apucat să fac nimic, să mai, chiar nimic n-am făcut. O să vedem ce inspirație avem și uite, poate chiar în seara asta, după ce vă arăt toate decorațiunile și după ce sortăm tot ce mai avem aici, mă pun puțin așa în liniște lângă iubitul meu care calcă și fac un plan pentru felicitări. Poate venim cu ceva idei și ceva modele în seara asta și mai multe stickere pentru perete. Ar trebui să mergem să mai luăm și cadouri. Un balon în formă de moș Crăciun, pe ăsta trebuie să-l umflăm, să-l punem pe aici. Oricum trebuie să schimb și fețele de pernă, pentru că avem așa o atmosferă exotică în partea stângă și o atmosferă de Crăciun în partea dreaptă. Dar am fețe de pernă de, nu știu când le-am luat, cred că le-am luat în urmă cu vreo 2-3 ani, tot din Japonia le-am adus. Stai că mănâncă sprânceana, ce ciudat. Mănâncă sprânceana. Astea sunt despărțitoare pentru bento, pentru mâncare. Pum. Cred că v-am mai arătat eu și din Japonia. Astea sunt la fel. Și mai multe bețișoare pentru aperitive făcute din bambus cu moș Crăciun. Acestea le putem folosi și pentru a face buși de Noel. Anul ăsta vrem să facem buși de Noel pentru iubitul meu soț. Asta e pentru aperitive sau pentru pește, pentru anul nou. Se mănâncă pește de anul nou. Uite. A, ce fain că ai adus pentru anul nou. Eu ți-am zis doar de Crăciun, dar tu ai luat și lucruri mai deosebite. Asta e tot ceva pentru bento, pentru anul nou, tot pentru anul nou, decorațiuni pentru masa de anul nou, alte farfurii cu pisicuță pentru Mira, nu? Că ea e nebunită după pisicuțe. Și Merry Christmas! Uai, cât e de fain! Și are așa un vibe vintage. Sunt 8 bucăți aici, mai multe decât celelalte. Șervețele cu un ren mâncăcios. A, căciuliță de Crăciuniță. Căciuliță de Crăciuniță. Iar am rimat din greșeală. Așa. Da, asta jos. Schimbăm înfățișarea un pic. Bună! Dacă îmi intră bretonul noi. Așa. Putem continua. Pungi pentru a împacheta diverse. Pungi din hârtie cu moș Crăciun. Și șervețele cu un moș căruia este foame. Și mai multe șervețele. De data asta din nou șervețelele cu Mickey și Disney. Mai avem stickere. Stai că am mai găsit stickere. Astea sunt frumoase. Stickere sigiliu. Merry Christmas. Și stickere așa mai haioase. Astea cred că îi le dau Mirei. Ei plac cele în 3D. Din nou pentru masa de anul nou. Uite. Formă de frunză. Frunză de ce e asta? De bambus? Nu. Da. Așa sunt făcute în Japonia, fabricate în Japonia. Asta e frunză de bambus, iubitule? Da. Da, am zis bine, am zis să verific. Știi că astea sunt fabricate în Japonia?
Sunt mai multe produse fabricate în Japonia acum în magazinele 100 de ieni. Asta mi-a șoptit domnul Ikeda de aici din dreapta. Tot pentru aperitive sau pentru mâncare, pentru una alta. O să le folosim. Cred că de anul nou o să fim la Băleni cu părinții mei. Sau poate îi convingem să vină ei aici. Dar, sincer, a sta la Băleni. Mi-e dor să stau așa o perioadă mai lungă. Când sunt acolo, sunt cea mai mare leneșă. Tata, am terminat cu produsele aduse de Taiga din Japonia. O să le sortez mai târziu. Acum, aici am... asta e cutia care s-a rupt. Aici avem, ui, tare grea, două baloane de la Jumbo, pe care o să le las separat aici pe jos, pentru a le umfla mâine. Și mai avem hârtii cartonate, stickere, lipici, tot ce am folosit anul trecut pentru a face felicitările. Și acum o să pun această cutie sub brad, ca să o văd acolo în fiecare dimineață, să zic, azi facem felicitări. Trebuie să mă apuc să o facem, pentru că vreau să ajungă la timp, vreau să ajungă la voi de Crăciun, nu mai târziu, nu mai devreme. Bine, mai devreme, da, dar n-aveți voie să le deschideți până de Crăciun, cam asta o să fie regula de deschidere a felicitărilor. Trebuie să păstrați felicitarea până în ziua de Crăciun și abia atunci puteți să o deschideți. Ok, astea rămân separat, balonele stau pe aici că le umflăm și le facem mai... Opa, astea că dau pe jos, mă ridic un pic. Și ultima cutie, aici avem tot așa obiecte decorative aduse din Japonia. Avem un brăduț blănos pe care o să-l punem în dulapul din spate. Tot ce avem de decorat le lăsăm în urma. Uite că și eu îmi luasem niște ochelari. Ochelarii ăștia sunt luați de la Jumbo și cred că i-am luat seria asta. Da, nu i-am luat eu, i-a luat Mira. Nu știu cum au ajuns pe aici. Ăștia sunt ochelarii Mirei. Punem aici un alt balon. Trebuie să umflăm toate baloanele astea. Paie din hârtie. Astea sunt tot de la Jumbo, sunt amestecate. Asta e un brăduț din Japonia, a fost 300 de ieni. Tot așa un brăduț blănos. Un brăduț cu zăpadă și perle. E mai mic decât brăduțul de mai devreme. Ăsta care, ia uite cât e pe lângă el, e cam jumătate din cel de mai devreme. Dar e simpatic tare. Și ăsta e brăduțul meu preferat, pe care aveam de gând să-l realizez anul ăsta, dar nu am găsit suport pentru rola de bucătărie. Vedeți, ai nevoie de un suport de ăsta și după aceea cumperi tul, pui niște perle și gata, ți-ai făcut brăduțul. Nu cred că mai apucăm să-l facem anul ăsta, dar îl facem la anul. O să-l păstrez pe post de model, ca să nu uităm că putem face asta. Și gata, de data asta chiar am terminat. O să pun fiecare produs la locul lui, o să duc ce e de dus la bucătărie. Rămân cu aceste elastice la încheietura mâinilor, pentru că mâine trebuie să-i dau un elastic Mirei. De fapt, o să le mut pe amândouă la o singură mână. Sau, de fapt, le dau jos și le las aici pe masă, că mă strâng destul de tare și mă vor incomoda peste noapte. Dar, da... Cred că aici se încheie vlogul, noi nu știm ce o să facem, Taiga calcă acolo, are treabă, nu-l deranjăm, lăsăm să calce cât mai mult. Noi ne revedem mâine cu un nou episod de Vlogmas și o altă zi alături de familia Ikeda. V-am pupăcit, să aveți o seară minunată! Pa! Pa! Domnul Ikeda, pa! Gata!